revenim. Vivi, cum s-a părut FCSB-ul? Ți-am zis, mie mi s-a părut cea mai... sau cea mai... prestația cea mai... nu cea mai slabă, prestația cea mai dezamăgitoare, mult spus slabă. Băi, am văzut după meciul FCSB-ului pe amândoi conducătorii că au ieșit și au spus lucrurilor pe nume. Adică, deși echipa are valoare, are jucători cu potențial, nu au avut atitudine. În schimb, celelalte trei echipe ale noastre din cupele europene au avut atitudine și nu au avut valoare a FCSB-ului. Toate trei echipele au jucat, au tras de ele. La FCSB, probabil i-au și simțit pe bulgari că sunt foarte slabi în primele minute. Au dat și golul la Rapid și au luat la mișto, cum se spune. Dar dacă vor juca așa cu danezii, n-au nicio șansă. O să fie 10 iar? 10 iar. Iar ca acum un an, nu? Acum 2 ani. Iar 10? Nu au nicio șansă dacă joacă așa. Și cred că amândoi conducătorii, și Gigi și Meme, au ieșit bine, au încercat să-i aducă cu picioarele pe pământ, pentru că joacă cu o echipă foarte slabă, ce se cau ăștia, un fel de clonă, și că trebuie să-și bage mințile în cap. Sunt valoroși, sunt jucători de echipă națională, nu se știe cât Florinel va putea să-i ducă în spate, pentru că Florinel Coman îi duce în spate în momentul ăsta. Venirea lui Chiricheș va fi un atu pentru ei, pentru că Vlad este și căpitanul echipei naționale și știe ce înseamnă să câștigi campionate și să joci în cupele europene cu jucători de valoare. Și mai am văzut că, domne, o să se accidenteze Chiricheș. Păi la ce campionat avem noi? Joacă de mers. Nici nu transpiră la unele meciuri. Deci nu face sprinturi. Cum să te accidentezi dacă nu faci sprinturi? Nu, am înțeles. Doar din poziționare, doar din așezare, poți să faci, să închizi culoare și să joci în experiență. Da. Nu, dacă Chiricheș la 33 de ani la Milanul lui Baresi era la echipa a doua, era la tineret, da? Trebuia să ajunge că 37-38 să ajunge să joace cu Maldini, cu Baresi, cu Costa Curta și cu ceilalți. Uh-huh. Dar Chiricheș este, deci cel mai mare câștig al lui Gigi Becali e că au reușit să-l convingă pe Chiricheș să ajungă la FCSB și acum o mare atu, pentru că Chiricheș, așa cum a spus și MMU, va fi și o voce în vestiar. Opa, ai început să citesc din MMU? MMU a citit din noi. S-a uitat la emisiunea de luni când am spus că Chiricheș va fi... Mâine, poi mâine vă văd acolo de mânuță. Deci uite-l pe noul angajat de la FCSB. Cum l-ai auzit de două ori pe Gigi? Cum așa? M-auzi? Nu mi-a plăcut FCSB-ul. Nu mi-a plăcut. De atitudine. Bine, au și jucat cu dăsculții. Nu le-a pus la problemă. Pe mine m-a șocat Sepsi. Păi eu știu ce se caut de acolo, pentru patronul de acolo e Grișa Gancep. Da. Patronul nostru care a fost la Litescu, eu, Stoichiță, Prune, Reghe, Camp, toți care au era cel mai bogat om din Bulgaria. La finala cupei Cluj cu Sepsi, a trimis pe Stoicio Stoilov, pe directorul lui, să-l vadă pe Andrei Dumitrescu, să-l cumpere la CSKA. Înțeles că au fost o problemă de impresari, dar nu l-au cumpărat până la urmă. Aveau 10 jucători străini și un bulgar, un capitan de echipă. Și sunt jucători cu salarii peste 10.000, peste 15.000 jucători acolo. Și știu la CSKA cu care a jucat Sepsi. Adică adevărata echipă. Adevărata echipă. Adică FCSB-ul nostru. La care s-au dus. FCSB-ul nostru, cum ar veni? FCSB-ul din punct de vedere al palmaresului și al suporterilor. Pentru că nici ei sunt continuatoare lui Litex. Litex-ul, acum 10 ani, a ieșit... cu Levski, Levski fiind echipa poliției. Vezi că la bulgar totul e invers. Levski joacă în albastru și sunt echipa poliției, CSKA-ul în alb-roșu și sunt echipa armatei. Deci la noi e invers. A fost un meci cu Levski, s-a dat două penaltiuri lui Litex pe stadionul lui Levski și Grișa Gancep a sus echipa de pe stadion. A fost retrogradată în Liga a 4-a și acolo a luat CIS-ul și a făcut CSKA-ul. A participat la o licitație, a câștigat și palmaresul și emblema și culorile și tot, și marea suporturi a venit în această echipă CSKA, la care investește foarte mult acest Grișa Gancep, pentru că este cel mai bogat om din ea. Și mă miră faptul că eu îl știam pasionat, îl știam, a avut antrenori pe Peneva, a avut pe foarte mulți, și acum am văzut un sârb care nu-l cunosc, cu jucători foarte mulți străini, dar slabi. Da. Pentru că noi aveam, scuza-mă, când Litex, aveam brazilieni, aveam sârbi, aveam foarte mulți. S-a apărut iar bulibășeala aia din echipă, Florine, iar jucătorii schimbați, iar și ăsta a fost un motiv probabil pentru care echipa n-ar. Da, puteam să fac pariu că Băluță va fi schimbat la pauză. De ce?
În primul rând că n-am înțeles de ce a fost folosit în poziția aia de Inter. Uh-huh. Am văzut că a luat galben. Ba, nu. Oricum, a jucat slăbuț. El care de meciul cu Dinamo... Deci, scuză-mă, ce n-ai înțeles? De ce? N-am înțeles de ce s-a ales varianta asta cu el acolo. Da. Adică n-am înțeles, dar... De ce a fost folosit Inter. Îmi închipui de ce. Da. Da. El care mie mi s-a părut, dacă nu luăm în considerare execuția lui Coman din meciul cu Dinamo, mie mi s-a părut cel mai bun jucător în meciul cu Dinamo Băluță. În poziție de... Ce a jucat un nou fals, ce juca el și la Craiova. A fost folosit Inter când e jumai acolo și e jumai... Nu știu, ori a căzut în disgrație, nu știu ce se întâmplă, de nu prea mai joacă, pentru că, ok, sunt în formulă completă, pe acest început de campionat să zicem că a pierdut echipa. Dar în momentul ăsta eu îl vedeam clar pe Ejuma acolo. S-a văzut că Băluță nu joacă poziția lui și a fost... A, deci puneai pariu, nu? Că iese la pauză, nu? Da, chiar am vorbit cu niște prieteni, dacă ar fi în oferta Superbet pariul ăsta... Da, puneai 1000 de euro, l-ai pune meci de meci, 100%. Da, mă rog, a contat, sigur a contat și asta în joc. Da, meciul a fost mai slab, dar pentru mine e important că rezultatul a fost bun. Acum, începutul de sezon a fost foarte bun, există și entuziasm în momentul ăsta vis-a-vis de echipă. Se întâmplă să mai joci un meci mai prost, dar important e că... Important e că au câștigat până la urmă Oricum, eu zic că vor arăta cu totul altfel. Sper să treacă, să nu se întâmple vreo nenorocire. Florin.